Vlada Biculesei este aspirant la bordul fregatei Regina Maria și visează să devină într-o zi amiral. A absolvit Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța, al doilea din promoția sa. Anul acesta a participat cu fregata Regina Maria la operațiunea EUNAVFOR Medirini, care s-a desfășurat pentru prima dată sub egida Uniunii Europene. Am învățat foarte multe, am avut sprijinul echipajului pentru a mă adapta cât mai bine cu subordonații mei, cu membrii echipajului, cu comanda de navigație, cu elementele care trebuie să învățate și stăpânite de către un ofițer de cart. În timpul misiunii din Marea Mediterană, fregata Regina Maria a asigurat respectarea embargoului ONU asupra armelor impus Libiei. Cei 240 de militari de la bord au participat la misiuni care au vizat monitorizarea traficului naval și creșterea gradului de securitate pe mare. În echipajul de la bordul fregatei sunt și fete. Laura Curt are 24 de ani și este responsabilă cu detectarea țintelor navale. Lucrez la radar, inițiez, detectez orice țintă navală, aeriană. Este o provocare să te integrezi și să fii parte din familie în cadrul echipajului. De ce este provocată? Pentru că trebuie să menții standardele cât mai înalte și cât mai ridicate. Trebuie să depui de două ori mai mult efort. Misiunile și provocările mării îi determină pe tineri să fie mai buni în fiecare zi. Câștigul acestei misiuni a fost și pentru acest militar nou numit din promoție în a performa și a câștiga experiența necesară. Nici o misiune nu seamănă una cu cealaltă, întotdeauna misiunile trebuie tratate cu foarte mare importanță. La misiunea din Marea Mediterană, fregata Regina Maria a străbătut peste 6200 de mile marine și a făcut escale în porturile Souda din insula Creta, Taranto din Italia și Catania din insula Sicilia.